Echipa de rugby Steaua București este vicecampioana a României în finala Superligii Naționale de la Bârladă, disputată împotriva echipei Știința Baia Mare. Jucătorii pregătiți de Dănuț Dumbrava au cedat cu scorul de 22-24. După o primă repriză mai puțin reușită, încheiată cu 7-3 în favoarea ardelenilor, când steliștii au punctat doar dintr-o lovitură de pedeapsă pe final, roșii-albaștri au ieșit mult mai motivați de la vestiare. Ei au egalat repede la 10, dar băimărenii au reușit două eseuri transformate și s-au desprins. La scorul de 24-17 pentru maramureșeni, Steaua a reușit un eseu prin Ionel Melinte, dar a ratat transformarea și astfel scorul final a fost 24-22 pentru Baia Mare. Am intrat foarte timorați în meci, prima finală pentru mulți dintre noi, jucători foarte tineri, s-a văzut experiența pe care nu o avem. Ce le promite suporterilor pentru sezonul viitor? Sezonul viitor sperăm să ajungem din nou în finală și să o câștigăm. Într-adevăr, un meci disputat, un meci în care oricine putea să câștige. Din păcate nu s-a putut lucrul acesta pentru noi. Am avut o repriză mai puțin bună, iar a doua, când am început să accelerăm jocul, să ne facem jocul care îl știm, am început să dominăm și să dăm puncte. Experiența și-a pus cuvântul, pentru că sunt copii tineri, sunt băieți care sunt la primul act de genul ăsta și emoțiile și-au spus cuvântul. Este foarte frustrant, noi am construit un grup foarte unit, majoritatea români, și atunci este frustrant pentru că noi asta am vrut să promovăm români. S-a văzut că Steaua are valoare, s-a văzut că România au valoare, bineînțeles și cu cei patru străini pe care îi avem în lot. Nu știu ce să vă zic, cred că la anul va fi mai bine, sperăm să ne băgăm cu picioarele în apă rece și să începem de la zero o nouă campanie pentru a cuceri titlul național. Ne dorim foarte, foarte mult, de 8 ani de zile n-am mai fost în finală. De 13 nu l-am mai câștigat, dar probabil că al 14-lea e cu noroc. În meciul pentru locul 3, disputat tot la Bârladă, CSM București a învins-o pe Timișoara Sarasans cu 20-19.